nevoie de ajutor. Informația momentului, doamnelor și domnilor, este alături de noi Corina Matlinski. Rămâneți, domnule Ciuvică, un nou incident în Parlamentul României. Doi muncitori au fost controlați și au fost găsite arme asupra lor. Ne explică Corina Matlinski. A venit acolo poliția la Palatul Parlamentului. Ce s-a întâmplat, Corina? Bun găsit, Andreea. Secția 17, poliția a fost sesizată despre faptul că la intrarea C1 din Palatul Parlamentului, cei de la SPP, în urma controlului de securitate, au găsit obiecte interzise la doi cetățeni care urmau să participe la o conferință națională pentru demnitatea revoluționarilor din decembrie 1989. Aveau calitatea de revoluționari, însă au încercat să intre în Palatul Parlamentului cu două cuțite și, de asemenea, spun cei de la surse din anchetă că ultima persoană a făcut o afirmație, iritat fiind de control, că și acasă deține o grenadă. Continuă o grenadă, da, o să le spunem grenadă, celor de acasă, că văd aceste arme albe pe care le-au găsit angajații de la SPP asupra acestor doi bărbați, un box, da, dacă acela este un box, și trei cuțite pe care le aveau la ei. Ce au spus că voiau să facă cu armele, dacă ai această informație de la poliție, Corina? Nu au spus în momentul controlului, doar au fost iritați de faptul că au găsit cei de la SPP aceste arme la ei. Este un box metalic, Andreea, așa cum spuneai și tu, două cuțite și un briceag mai mic. Continuă verificările polițiștii să vadă exact de ce au adus aceste arme, mai ales că participau la această conferință în Palatul Parlamentului și știau foarte clar că o să treacă prin acele filtre de securitate. Da, domnule Ciuvică, vedem, astăzi este vineri, parlamentarii nu sunt acolo la Casa Poporului, sunt în teritoriu și vedem acești bărbați care participau la această conferință, din nou încearcă să intre cu arme.